meci bun făcut până acum de către Niculescu în fața campionului mondial Ugas. Să nu uităm totuși că îl are în fața sa pe cel mai bun pugilist din lume și l-ați avut pentru câteva momente și pe Stefan Leco în imagini care acorda un interviu. Stefan Leco va putea fi vizionat mâine pe TV de la 23 în K1 România. Până atunci noi ne delectăm cu boxul, spectacol oferit de către români și cubanezi. Iată, Niculescu ia la bătaie cu adevărat pe campionul mondial Ugas Hernandez. Publicul îl încurajează pe român, care parcă a uitat cu cine se află în ring și nu-și mai respectă deloc adversarul. Multe, foarte multe lovituri din partea lui Niculescu. E adevărat, multe dintre ele nu și-au atins ținta, dar oricum, mai bine așa decât să răfie el însuși o țintă vie pentru victoria lui Ugas. Oh, ce uppercut de stânga a aruncat campionul mondial. Doilea uppercut și a căzut din nou proteza lui Niculescu. Respiră și trage de bine, e meciul tău. E meciul tău. Înțeles? E meciul tău, îl încurajează antrenorul Relu Auraș pe Florentin Niculescu. E adevărat, ar fi o mare surpriză să câștige Niculescu acest meci. L-ați văzut pe maestrul Ion Monea în colțul ringului, fostul mare boxer și antrenor Ion Monea. Cu de stânga a încercat Ugas să plece de lângă român, care i-a tăiat calea și stă la bătaie, atât cap în cap Florentin Niculescu, campion mondial, Iordanis Ugas Hernandez, mai puțin de 20 de secunde din această partidă. Niculescu, să sperăm că va mai avea putere să ducă meciul până la sfârșit. Încearcă să lovească la plex cu uppercutul de stânga Hernandez, care pleacă directă bună de dreapta pentru Niculescu, care este aproape de o mare surpriză, s-a enervat că l-a ținut acum Ugas. Încă o serie se cere lui Niculescu, să vedem dacă va mai avea tupeul să dea din braț românul. A plecat de acolo Ugas, a lovit pe plecare, lovește pe gardă Ugas. Exact, s-a început să simtă risipa de energie. A casat acum Niculescu, încă o lovitură. Părerea mea este că nu cred că se poate pune în discuție învingătorul. Dar să lăsăm arbitrii să spună cuvântul. Oricum, cel mai bun meci făcut până acum de către un român în fața cubanezilor, Florentin Niculescu, la 20 de ani de la Farul Constanța, în fața campionului mondial Iordanis Ugas Hernandez. Puțin de gringolat a fost aici Ugas Hernandez. I-a făcut cu greu față asaltului de final pe care l-a pus în ring Niculescu. Antrenor coordonator Relu Auraș simte că pugilistul său a câștigat această partidă, a încercat să pună puțin presiune pe arbitri, să vedem ce au decis cei 5 arbitri judecători. Doamnelor și domnilor, învingător la puncte, Florentin Niculescu! Da, iată, a câștigat românul Florentin Niculescu. O mare surpriză, este de acord cu și antrenorul Cubei cu această decizie. Florentin Niculescu îl învinge surprinzător pe campionul mondial Iordanis Ugas Hernandez.